Doamne iubitor și ocrotitor, în această clipă de disperare și primejdie, vin înaintea Ta cu inima plină de rugăciune pentru fiul meu. Tu ești refugiul nostru și puterea noastră în timpuri de necaz. Îți aducem înaintea Ta fiecare frică, fiecare neliniște și fiecare nevoie. Te rugăm să fii cu fiul meu în mijlocul primejdiei prin care trece. Cu puterea Ta divină, acoperă-l, te înlătură orice pericol și îndepărtează orice rău care îl amenință. Dă-i putere și încredere în Tine, astfel încât să poată depăși această încercare. Doamne, deschide ochii fiului meu la adevăr și lumină, făcând-o să simtă prezența Ta în mijlocul primejdiei. Înconjoară-l cu îngeri ai ocrotirii Tale și trimite-i ajutor de la Tine și prin oamenii care pot fi un sprijin în aceste momente dificile. Te rugăm să-l aperi și să-l aduci în siguranță, dă-l înapoi familiei noastre. Dă-ne și nouă, cei care îl iubim, puterea de a susține și de a ne încrede în Tine în mijlocul acestei incertitudini. Încredințăm toate acestea în numele lui Iisus Hristos, rugându-Te pentru har, protecție și îndrumare. Amin.